Bun găsit, stimați sale spectatori! Domnul Matei Catrinoiu este astăzi alături de noi și de dumneavoastră. Vom vorbi despre viața comerțului și nu întâmplător, ci pentru că știți că de curând codul fiscal a luat naștere într-o altă variantă, ne interesează pe toți. Am mai vorbit noi despre acest lucru într-o altă emisiune, dar acum hai să zicem așa că aprofundăm un pic cu plusurile și minusurile de rigoare. Vă spun bine ați venit la noi! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Nu întâmplător am ales acest titlu, Viața Comerțului, pentru că dumneavoastră chiar sunteți așa cu o viziune asupra tuturor firmelor care se deschid, care se închid aici în județ. Și mai mult decât atât, ne puteți spune dacă acest cod fiscal vine ca un bumerang peste ele sau din contră, poate că ne speriem și nu e cazul. N-aș putea spune nici că vine ca un bumerang, dar nici nu vine în sprijinul societăților comerciale, mai cu seamă în ceea ce privește societățile mici și mijlocii, societăți care în condițiile noului cod fiscal au cele mai mici șanse de a supraviețui și de a și aduce contribuția atât pentru ele, cât și pentru comunitatea românească în general. Mie îmi pare rău că acele consultări care trebuia să facă până în cel mai mic amănunt nu s-au făcut, nu s-a discutat cu patronatele și s-a făcut într-un mod autarhic acest cod fiscal, lovind ca un trăsnet aceste societăți mici și mijlocii, care în anii următori, după modul în care a fost promovat acest cod fiscal, vor avea enorm de suferit. Credeți că vor mai fi artificii aduse sau în niciun caz? În ceea ce ne privește, pentru că eu sunt și președintele patronatelor, vreau să vă spun că voi încerca în grupurile de dialog social din cadrul județului Gorj să încerc să pun pe tapet anumite lucruri și în altă ordine de idei să sugerez tuturor celor care se află în Parlamentul României să încercăm să se aducă îmbunătățiri, pentru că orice lucru poate fi și îmbunătățit, mai cu seamă că acest cod sau nou cod fiscal a fost plantat pe niște nisipuri mișcătoare. Spun mișcătoare pentru că oamenii aceștia aveau experiența trecutului, când au fost peste 100.000 de firme, în nici 4 ani de zile au fost desființate, pierzându-se peste 1 milion de locuri de muncă. Deci, ce putem să ne așteptăm? Faptul că aceste firme, în loc să se vină în sprijinul lor, se dau legi după legi și mai cu seamă în ceea ce privește noul cod fiscal și modul în care va fi pus în aplicare, va strânge atât de tare șurubul încât sunt convins că nici 6 luni de zile unele firme nu vor rezista în fața avalanșelor de probleme care le sunt puse în față. Deci dacă formulăm o concluzie, este clară că nu se vor mai înființa atâtea firme cât se vor desființa probabil odată cu aplicarea acestui cod fiscal din 2016, nu? Vedeți dumneavoastră, toate firmele care se desființează aduc după sine, multe dintre ele aduc foarte multă suferință, pentru că odată desființată firma, dacă are datorii foarte mari, se îndreaptă inclusiv împotriva averii debitorului și atunci sărmanul om, care are bună credință, încearcă să înființeze o firmă, este ștrangulat din start și evident că acest lucru
este contraproductiv. În altă ordine de idei, vreau să vă spun că mari șmecheri sau aia, cum li se spune, mari deștepți, au făcut o serie de firme și prin metoda suveică au trecut patrimoniul dintr-o firmă într-alta, mutându-le chiar și dintr-un județ într-altul, și prin această metodă suveică au reușit să prăduiască statul român și îl prăduiesc în continuare. Bine, dacă spune românul, iarba rea să piară, deci foarte bine, dacă ălea se duc, păi nu aduc niciun, numai că se duc să li se și aduc înapoi prejudiciu, dacă se alea se duc cu totul. Da. Deci alea au fost făcute firme din asta, care prea patrimoniul de la una la cealaltă, spusei prin metoda suveică, ducându-se cu el cu tot, și în final rămânând nu știu cât de plată pe ultima firmă. Bun, nu-i de domeniul trecutului? Adică se poate spune că încă se aplică chestia asta și acum, la ora actuală? Ora actuală, nu vreau să dau exemple, dar eu cunosc... Nu dați, că nu avem probe. Dar eu cunosc foarte bine, probe am, dar pentru că eu cunosc foarte bine situația aceasta, au fost și sprijiniți să facă acest lucru și, din păcate, au făcut, au prăduit și... Da, prejudiciul se vede. Se vede social. Plătesc numai pe unele societăți unde oamenii care înțeleg. Fac lichidările respective, înțeleg să... Da, mai am o întrebare. Statul nu oarecum a încurajat fenomenul ăsta, pentru că la un întreprinzător, nu știu să spun care, unul oarecare X, vine statul și spune așa, sau băncile, că le acordă credite, că le acordă consultanță, că îi sprijină, că îi ajută să-și deschidă o afacere. Omul și-o deschide, vine, iată, un cod fiscal mai deștept decât cel trecut și spuneți dumneavoastră că sunt și 6 luni, poate, numai până când poate funcționa. Și atunci întrebarea este ce se vrea și viața comerțului care va fi și noi consumatorii ce vom face? Eu am spus și probabil am să mai repet de câte ori va fi nevoie. În momentul în care se duce o firmă, o întreprindere mare, să zicem, trebuie tu, ca cel care ești la butoane, să pui 2 în loc sau 3, care să facă măcar cât făcea cea dinainte. Ori lucrul acesta nu s-a întâmplat. Au fost pentru a se obține acei bani negri, care se știe foarte bine, de multe ori se vehicula ideea de până la 60% bani negri care circulă într-un mod care la un moment dat te aiuresc. Deja e la vedere că îl vedem și în ziare. Nu așa. Se scrie, se vorbește. Și atunci, cum să facă față acești amărâți care au o societate cu care își întrețin familia și își câștigă și el bănuțul ăla, își plătește acele datorii către stat și, bineînțeles... Da, să nu uităm că susține șomaj, geasteuri, pensie... La asta vreau să mă refer, încercând să-și ducă crucea și să poată să ajungă la o pensie și asta. Ori, nu s-a venit cu nimic în sprijinul acestor oameni. De ce spuneți cu nimic? Uite, dacă ai 7 firme, plătești 7 ceaseuri, sau dacă ai 3 joburi, plătești în 3 locuri. De parcă dacă mă duc în spital, îmi onorează mie cineva de 3 ori serviciu. Păi da, stați puțin. Deci, acești oameni, eu vorbesc de oamenii de bună credință care au câte o firmă, da? Că sunt, de-aia spusei, că sunt șmecheri de ăștia bine școliți între ale furtului, care au 10 firme și nu plătesc pe niciuna. Eventual, ultima care este sau... ultima care... nu? Da. Le bagă în insolvență. Le bagă în insolvență, le fac plan de reorganizare și așa mai departe. Deci, lucrurile acestea au dus societatea românească într-o fundătură. Pentru că atâta timp când nu ai o legislație corectă, coerentă și concretă, nu poți să faci... Ați văzut și dumneavoastră că însăși instituția
cea mai puternică, spunea, da, domnule, noi am făcut pentru recuperarea 300 de milioane de euro. Mă refer la DNA. Ori nu s-a recuperat din cauza la nu știu ce motive au ridicat cei finanțiștii. Păi dacă s-a ajuns până într-acolo să nu se poată recupera nici măcar de acolo acești bani, bani care au fost luați de către indivizi de rea credință și oameni care au învârtit miliarde. Dar credeți că se va redresa această problemă vis-a-vis de tot ce înseamnă social în România? Și încă o dată mă întorc la titlul emisiunii. Ce facem fără comerț? Eu vorbesc și de ăsta economic și agricultura relansată. Atâta timp cât nu se va face o legislație corectă și concretă în ceea ce privește întreprinderile mici și mijlocii și mai cu seamă în ceea ce privește întreprinderile agricole care trebuie să fie înființate cu viteza luminii, pentru că România... Ba s-au desfințat cele care au fost. Da, bineînțeles. De micile asociații. România poate să ajute la întreținerea peste 100 de milioane de locuitori. Nu 22 cât păi are s-a la s-a văzut la că la un moment dat s-a actual. Putut lucrul ăsta, dar să pună și românul munca sau umărul la treabă, nu? Trebuie pus și românul la treabă, dar... Să aibă unde. Și vreau să vă spun așa, pentru că eu cunosc lucrurile de la rădăcină și aș vrea să o spun așa, de la obraz unora. Au fost luate fonduri de la Comunitatea Europeană și date pe coterii acelora care făceam un calcul așa, dacă ar fi atâția stupi cât ziceau ăștia că există în țara asta, am fi ținut întreg mapamondu cu miere de stup. Dar oare nu există și reversul medaliei? Credeți că nu vor face dovada banului? Eu cred că până la urmă vor face dovada acestor bani. La ora actuală sunt pus în postura de a afla mai multe lucruri vis-a-vis de circulația așa zișilor bani care au fost dați pentru anumite asociații în domeniul agriculturii cărora li s-a dat bani fără contracte, deci am această dovadă, fără contracte, s-au făcute pe un an de zile și vezi, Doamne, contractul ăla merge 20 de ani de acum încolo. Nu se poate așa ceva. Și atunci ai luat toată posibilitatea unor tineri care puteai să le deschizi oportunitatea ca să-și desfășoare o activitate în domeniul stupăritului. Exact, în mediul rural unde vrei să-l populezi, că se depopulează. Sigur că da. La ora actuală am în vedere și încerc să promovez alături de alți oameni și alți tineri crearea unor posibilități de a stabiliza anumiți tineri în zona rurală, legându-i de anumite activități agroturistice, activități care să le creeze acea oportunitate ca ei să poată să câștige un ban, să știe, domnule, din munca mea, din activitatea mea, pot să fac ceva constructiv. Și să încerc să fac o poziție concretă la tot ceea ce s-a întâmplat până acum în județul Gorj, vis-a-vis de repartiția acestor fonduri într-un mod alotarhic, într-un mod nedrept, într-un mod în care, în loc să ajungă la cei care vor să muncească, a ajuns la oameni care, în loc să folosească acei bani pentru ce au fost dați, și-au luat mașini, și-au făcut case, și-au făcut alte și alte situații decât în afara celor care... pentru care le-au fost dați bani.
Știți, vis-a-vis de tema emisiunii noastre, mă macină o întrebare. Foarte multe firme, așa cum spuneți dumneavoastră, s-au închis. Mă întrebam acum de ce, mai ales în domeniul ăsta economic, de ce 3 buticuri s-au închis și nu și-au dat mâna cei 3 să lase numai unul și să trăiască poate nu așa de bine sau foarte bine și să facă în așa fel ca jobul ăsta, business-ul ăsta să-i ajute pe toți 3. Nu se poate rezolva oarecum la nivelul unei urbe, unui județ acest lucru? Și vă întreb pentru că tot mai des mergi pe stradă și vezi că nu mai e magazinul la care ai fost luna trecută. Alimentarea aia gata, s-a închis. Sau ce să mai zic, că nu avem servicii, nu avem de cizmărie, de nu știu ceasornicărie, tot mai greu găsim. Haideți să o discutăm așa la modul cel mai cinstit și corect, pentru că așa e frumos și așa e bine. Eu știu un lucru foarte clar, că toți aceia care își desfășoară o activitate cu bună credință, cu mult efort și asta, li se caută nod în papură de așa manieră încât acești oameni să cedeze și nervos și material. Și atunci... Și să-l execute sau ce, da, să ia, cum zice, rătaverea. Căutându-ți nod în papură din orice, evident că au fost situații și în Gorj și în alte părți ale țării în care anumiți oameni ajunși la disperare și-au pus capăt zilelor. Unii dintre ei și-au sărit din minți. Deci, vă dați seama în ce situație pui o anume persoană care a încercat prin puterile lui să mențină un job. Vis-a-vis de faptul că spuneați dumneavoastră că de ce nu și-au dat mâna și ăsta. Vedeți, fiecare fiind o societate mică cu o anume activitate și asta, ea se pot face lucrul acesta doar transformând societatea asta într-o asociație de societăți pe același profil, da? Și să-și desfășoare și împreună asta, între ele putându-se face contracte de colaborare. Ca să trăiască toți trei. Ca să trăiască și să supraviețuiască toți trei. Dar apărând societăți, pentru că în tot Gorjul ăsta și oriunde veți merge în țară, cele mai multe societăți nu au fost făcute pe domeniul de producție, da? Ele au fost făcute pe domeniul de consum, adică vânzarea de bunuri, da. Așa, și atât, pentru că neavând forța materială sau banii respectivi, nu au putut să antameze, adică să înceapă o activitate economică care să-i de producție, prin cu care să poată să meargă mai departe și să facă tot ceea ce și-ar fi dorit. Dar nici societatea nu a intervenit în acest sens. Adică, domnule, vezi că unul vrea să facă o agricultură intensivă, da? Păi societatea respectivă, văzând că un tânăr se apucă să facă o activitate agroindustrială, susține-l, nu-l îngropa. Ori aici s-a urmărit cu totul altceva. S-au făcut niște linii mafiotice sau de care știu foarte bine, oameni care au pus mâna pe pământurile tuturor oamenilor și le-au transformat în pașalăcul lor și au făcut și își fac averi în continuare și nu îi interesează că celălalt moare de foame. Ei, ulciorul nu merge de multe ori la apă. Și păi, ulciorul nu merge de multe ori la apă, dar eu vă vorbesc ca un om care se lovește aproape în fiecare zi de asemenea situații și atrag atenția tuturor acelora care se simt cu musca pe căciulă, să lase garda jos și să nu mai să nu mai continue la modul în care fac ceea ce fac în zilele astea.
Nu mai avem foarte mult din această emisiune. Timpul, iată, se duce așa de repede. Noi ne propunem una, vorbim despre alta, că, iată, subiectul este destul de vast. V-aș întreba cum putem să răzbim și să răzbatem și să rezistăm în viața comercială în anul ăsta, 2015-2016. Ce le spunem telespectatorilor cu business-uri sau fără? Și consumatorilor, că și noi suntem vizați? Am spus-o și am să repet la fel de mult. Atâta timp cât satul românesc moare, nu avem dreptul să-l lăsăm în asemenea situație. Deci dacă vrem ca să refacem ceva, este refacerea satului românesc, unde se poate da o mână de ajutor și unde se poate se pot dezvolta activități agroindustriale de cea mai înaltă amploare, începând de la cultivarea pământului până la fabrici de conserve, fabrici de siropuri, fabrici de uleiuri, fabrici de procesarea alimentelor în general, tuturor produselor din fiecare județ. Pentru că sunteți și președintele PNCCD, știu că satul românesc face parte din subiectul strategic al politicilor acestui partid și văd că mergeți în continuare marjând pe acest lucru, numai că poate într-o zi se întâmplă lucrul ăsta și în România, că na, cu toții ne dorim să ne fie mai bine la toți. Aș vrea să spun că în perioada interbelică Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat, prin marii săi oameni politici, Iuliu Maniu și Mihalache, vreau să vă spun că a fost pentru prima oară și în acea perioadă în care se vorbea de refacerea agriculturii pe suprafețe întinse prin asocierea familiilor și crearea posibilităților ca oamenii să acceadă, să aibă posibilitatea la tractoare, combine, semănători, semințe selecționate și așa mai departe. Iată, îmi spun colegii că nu mai avem, a expirat timpul acestei emisiuni. Eu vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi, de telespectatorii noștri, și vă așteptăm cu drag de fiecare dată și sper, sau sperăm cu toții, că da, se va relansa agricultura. Și eu salut telespectatorii dumneavoastră și asigur că ori de câte ori îmi vor cere sprijinul, o voi face cu cea mai mare plăcere. Vă mulțumim, stimați telespectatori, pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă dorim în continuare vizionare plăcută a programelor noastre. La revedere!